Putin recunoaște în premieră că ce se întâmplă în Ucraina e o tragedie. Într-un discurs public, liderul rus a făcut și alte afirmații șocante. Vi le prezentăm. China a ajutat masiv Rusia în acest an. Datele economice sunt uluitoare. Le comentăm în platou. Predicțiile făcute în cadrul show-ului nostru se confirmă. NATO a anunțat că războiul intră într-o fază și mai sângeroasă. Care sunt scenariile pentru acest nou moment terifiant? Cât de posibil este ca marea confruntare să se extindă? BBC a elaborat 3 scenarii de posibil conflict NATO-Rusia. Cât de departe sau cât de aproape suntem față de o asemenea catastrofă? Specialiștii dau verdictul. Apar noi detalii despre arestarea lui Vladislav Surkov, supranumit Rasputinul lui Putin sau Eminența Cenușie de la Kremlin. Cum a ajuns Surkov în disgrația președintelui rus? Are Putin informații că Rasputinul lui complota pentru debarcarea sa? Sistemul chinez de credit social poate să fie preluat de Forumul Economic Mondial, care, într-un raport recent publicat, configurează viitorul nostru social. Ce nu vom mai avea voie să facem dacă organismele care ne vor monitoriza permanent comportamentele vor decide că nu suntem cetățeni model? Vă spunem noi! Doamnelor și domnilor, bună seara! Din nou o ediție de forță. În această seară invitați Robert Turcescu, bună seara. Bună seara, mulțumesc. Mirel Palada, care e aproape, din ce în ce mai aproape îl simțim. Se apropie. Se apropie, da. Se apropie și nu în ultimul rând, într-o formulă care a stârnit furor de fiecare dată, domnul general în rezervă Alexandru Grumaz, președintele Centrului de Analiză și Studii de Securitate. Bună seara. Bună seara, mulțumesc frumos de invitație. Îl salut pe Robert și pe dumneavoastră. Și pe cei care ne privesc și ne urmăresc cu dragoste. Am onoarea, cum s-ar spune. Da, da, așa să trăiți. Asta e. Trăiți. Trăiți. Hai să începem așa, că vreau să debutăm cu discursul lui Putin, care recunoaște pentru prima oară că în Ucraina, că ce se întâmplă în Ucraina este o tragedie. Dar știre de ultimă oră, practic de vreo oră și jumătate, care sună destul de terifiant. Rusia va considera vehiculele care transportă Ucrainei arme de la statele membre NATO și de la Statele Unite drept ținte militare ale atacurilor rușilor. Declarația aparține lui Serghei Ryabkov, ministrul adjunct al afacerilor externe pentru agenția TASS, în cadrul unui interviu acordat astăzi. Practic, știrea a fost preluată de la TASS de către Reuters și zice așa, vrem să facem americanii și alții occidentali să înțeleagă că orice încercare de a încetini operațiunea noastră specială, de a aduce pagube contingentelor rusești și trupelor, mă rog, rusești, va fi suprimată. Robert Turcescu și apoi domnul general. Mi se pare mie sau pe lângă faptul că NATO ne anunță că intrăm într-o, că războiul intră într-o fază și mai sângeroasă, deja temperatura a crescut brusc și dacă, mă rog, coroborăm cu ceea ce vom arăta imediat scenariile BBC pentru confruntare NATO-Rusia, ne ducem spre un astfel de scenariu. Eu am din ce în ce mai tare acest frison al unui posibil conflict NATO-Rusia, încă din momentul în care a început să se vorbească despre atacuri cu arme chimice în Ucraina, da, în Mariupol. Pentru că ăsta e semnalul care ne arată că, după cum a și spus NATO, în momentul în care s-ar întâmpla așa ceva, ar avea loc un alt tip de reacție. Acum, eu nu știu dacă cineva are posibilitatea să verifice dacă se folosesc sau nu se folosesc arme chimice, dar cum noi trăim cu toții în zodia unor infernale manipulări, e foarte posibil la un moment dat, nici nu trebuie să se producă la un moment dat un astfel de atac. El poate fi pur și simplu unul clamat, da? Uh-huh. Volodymyr Zelensky la un moment dat să clameze, deși a făcut-o deja, da? Să mai spună încă o dată, cu și mai mare apăsare, rușii folosesc arme chimice. Și dacă la un moment dat să mai găsesc 2-3 țări din NATO care strigă și ele, da, domne, așa a fost, am verificat noi cumva prin mijloace specifice și că așa s-a întâmplat, ne trezim într-adevăr că NATO se transformă dintr-o alianță defensivă într-o alianță ofensivă, dar atenție! Eu nu cred că e vorba doar, și aici rog pe domnul general, lansez această provocare la
discutarea unei ipoteze. Toată lumea se așteaptă la un moment dat să existe o confruntare, dacă se va ajunge acolo, între NATO și Rusia. Dar eu spun așa, ce îi împiedică la un moment dat pe unii din NATO, cum ar fi britanicii, americanii sau, de ce nu, polonezii la un moment dat, să decidă pe cont propriu, da? Dom'le, noi vrem să sprijinim Ucraina în lupta împotriva Rusiei. Și în felul ăsta, fără să implicăm NATO, ci implicându-ne pe noi, pe persoană fizică, să zicem așa, da? Unul din statele lumii, puternic în armate, noi intrăm în război împotriva Rusiei alături de Ucraina. E, ce se întâmplă în momentul ăla, puteți să-mi spuneți? Pentru că există deja la nivelul NATO, în acest moment, se conturează nu că două școli de gândire, ci două părți, dacă vreți. Da? Unii care sunt hotărâți să plece la război. Mâine, dacă se zice, domne, gata, ei sunt pregătiți. Eu nu înțeleg, da? Treaba asta. Nici eu nu înțeleg, da, că poate... Dar am impresia că unii chiar încep să-și dorească o conflagrație mondială. Acum însă rușii au venit cu această informație, domnule general. Îl salutăm și pe Mirel Palada, care a ajuns în platou. Vă salut, bine. Domnule general, așadar, ministrul rus adjunct al afacerilor externe, Serghei Ryabkov, Rusia va considera vehiculele care transportă Ucrainei către Ucraina arme de la statele membre NATO și de la SUA drept ținte militare ale atacurilor rușilor. Ce înseamnă asta? Asta este o chestiune pe care au spus-o mai demult. N-au spus-o acum, n-au spus-o ieri, n-au spus-o alaltă, au spus-o la începutul războiului. Ba, cam uitat lumea. De când au început să curgă armele din Polonia, de când s-a făcut o bază militară care distribuie aceste arme chiar la granița cu Ucraina, în Polonia, vizitată și de Mark Milley, președintele Comitetului Întrunit al șefilor de state majore. Eu am senzația altceva. Există o înțelegere tacită, atât referitoare numai la armamente. Deci s-a trecut la nivelul următor. Stoltenberg a spus foarte clar. Nu înțeleg ce salea defensive, ofensive. Dacă mă uit la Javelin, este o armă care spun că e defensivă. Spun eu că e defensivă, dar ea poate fi și ofensivă. Eu pot să merg la atac cu ea, să atac tancurile rusești. Nu să mă apăr numai de tancurile rusești. Deci, chestia cu ofensiv-defensiv este relativă. S-a trecut la alt nivel. Au început să pregătească tancuri, mașini blindate, alte sisteme de lovire, howitzer, sisteme de tip tunuri autopropulsate pentru ucrainieni. Dar vă spun o chestiune pe care nu știți. Eu am primit o informație neverificată, bineînțeles, dintr-un stat oarecare din Statele Unite, nu e Virginia, e Texas. Și spunea așa că un tren transiberian se deplasează cu tehnică militară chinezească, tancuri și mijloace blindate spre linia frontului. Nu e verificată, dar e clar că ceva nu este în regulă în această, atât timp cât noi, cei din NATO, dăm arme de acestea, așa va face și China în contrapartidă. Dar vă spun lucruri care sunt reale. Domnul general, stați puțin, că dumneavoastră, dați-mi voi, insist un pic. Noi suntem, cum să spun, nu ne pricepem la asta. Dumneavoastră aveți un alt fel de simț. Cum noi în jurnalistică avem ceea ce se numește flair, există și la militarii de carieră flairul ăla al militarului de carieră. Dom'le, simțiți că a crescut temperatura dincolo de limita unei situații confruntării între două state, Rusia și Ucraina? Deci simțiți că e... Nu, Robert, n-a crescut temperatura. A crescut nervozitatea lui Putin. Uh-huh. Asta este singurul lucru care a crescut și necesitatea lui de a avea arme. Și vă mai dau un exemplu, ce pusem să vă spun. Există sau activat rețelele iraniene de contrabandă cu arme. Deja trei nave, două rusești și una iraniană, s-au deplasat pe Marea Caspică și au dus echipamente militare. Printre care putem spune Bavarul 373, este un sistem de apărare antiaeriană similar cu S-300. De asemenea, foarte interesant, Statele Unite au dotat Irakul cu arme de-a lungul timpului și de-a lungul războiului de acolo. Foarte multe arme au rămas. Numai că aceste arme au intrat în
custodia miliciilor irachiene și mă gândesc aici la Ashad al-Shababi, care este cea mai puternică miliție șiită și care au preluat aceste arme din Irak și le-au trecut prin punctul de frontieră Salamja la 26 martie și au fost trecute la armata iraniană, de unde au plecat pe mare în Rusia. Deci schimburile astea de tehnică militară, faptul că noi dăm Ucrainei tancuri T-72, Slovacia, sisteme S-300, Slovacia, mașini blindate și Statele Unite se pregătesc la ora actuală cu sisteme de tancuri, cu sisteme de tunuri de artilerie și încă... Și vă mai spun un lucru. Astăzi a avut loc la Pentagon o ședință de 90 de minute în care cei mai mari producători de arme din America s-au întâlnit... Cei mai mari 8 producători. Cei mai mari producători, n-am spus 8. Numărul lor. Da. N-am spus numărul lor. Lista, într-adevăr, include 8. Raytheon, Lockheed, Boeing, Northrop Grumman, General Dynamics, L3, Aerospace Technology. Deci astea au fost prezente acolo. Sunt producători de rachete, sunt producători de sisteme de tancuri. Bun. E clar că s-a trecut la alt nivel de aducere armamente. Nu se mai aduce numai muniție și nu se mai aduc numai combustibil și medicamente, se aduc tancuri, se aduc sisteme de rachete. Bun, urmează o mega confruntare pe care am anunțat-o și aici, în show. Exact, este și va fi o confruntare clasică, convențională, cu o miză uriașă. De-al doilea război mondial. Pentru că zona unde se va desfășura va permite Rusiei să-și extindă utilizarea tancurilor și mijloacelor, pentru că este o zonă rurală, nu este o zonă cu orașe. Deci e foarte ușor. Bun. De folosit. Important este că rușii în această seară au făcut un anunț care, potrivit, să zicem, declarațiilor de până acum, ne duce clar într-un scenariu de confruntare NATO-Rusia. În momentul în care Rusia va bombarda convoaiele NATO, să zicem, sau ale Statelor Unite, indiferent că vin dinspre Slovacia, Polonia sau pe alte destinații, mi-e greu să cred că forțele NATO vor rămâne impasibile și vor închide ochii. Sau se Mătării, face că nu le va bombarda pe teritoriul Poloniei, le va bombarda pe teritoriul Ucrainei, pentru că la granița de vest există depozite de adunare a echipamentelor militare și a munițiilor. Ei vor bombarda zona de acolo. Nu vor bombarda. Deci este puțin probabil ca să intre într-un conflict. Mașina de război rusă este, eu am să folosesc un termen pe care îl foloseam când eram copil, paradită. Deci din 180 de batalioane, de grupări tactice de batalion, câte are Rusia în total, au fost aproape 90 aduse în Ucraina. 22 la ora actuală sunt scoase din funcție. Ca să ajung și la Mirel Palada, mai puțin, iată scenarii BBC, paradoxal în aceea zi în care rușii au ridicat un pic tensiunea declarațiilor și agresivitatea față de, să zicem, această manieră a NATO de a aproviziona Ucraina până acum. Ei spun că există mai multe variante în care s-ar putea ajunge la un scenariu maximal ăsta de confruntare NATO-Rusia, care înseamnă practic război mondial. Adică, din planetă perspectivă, poate fi război mondial. O rachetă strategică rusă lovește un convoi de aprovizionare cu echipament militar care trece dintr-o țară NATO, precum Polonia sau Slovacia, în Ucraina. Eventualele victime pe partea NATO a graniței ar forța alianța să apere, practic, țara atacată. Sau mai spun, în timpul luptelor din Donbass are loc o explozie la o instalație industrială și sunt eliberate gaze chimice toxice. Asta s-a întâmplat deja, dar nu au fost raportate decese. În cazul în care apar și aceste victime și s-ar descoperi că a fost un atac intenționat al forțelor ruse, NATO ar fi obligată să răspundă. O rachetă antinavă furnizată de NATO, lansată de forțele ucrainiene la Odessa, lovește și scufundă o navă de război rusească în largul Mării Negre. Mor aproape 100 de marinari și 10 de militari. Asta l-ar face pe Putin să răspundă. În aceea zi în care rușii fac declarații puternice, la BBC apar aceste scenarii de confruntare NATO-Rusia. Într-un context în care președintele Putin
face și el declarații interesante. Și aș vrea aici să intervină Mirel Pada și Robert să le comentați. Putem să dăm discursul lui Putin, sigur că și domnul general poate să facă asta, dar hai să vedem întâi și după aia comentăm ce a spus Putin în acest context în care pare că toate discuțiile și discursurile deja escaladează. То, что происходит на Украине, это трагедия без всякого сомнения, но Александр Григорьевич правильно сказал, выбора не оставили, просто не было выбора. Вопрос только был во времени, когда начнется, вот и все. Ведь это не главное. Много раз говорят, что Соединенные Штаты готовы воевать с Россией до последнего украинца. И там говорят, и у нас говорят, на самом деле так оно и есть. И пока этого не будет, операция будет продолжаться военная до ее полного завершения и решения тех задач, которые были поставлены в начале этой операции. Washington Post zice așa, că de fapt declarația, probabil că noi nu avem acel pasaj, pe lângă faptul că recunoaște că Ucraina e o tragedie, ar fi fost un pic sensibil diferită în sensul că spune că un atac împotriva Rusiei, că n-au avut ce să facă, fără nicio îndoială, ceea ce se întâmplă în Ucraina e o tragedie, dar nu am avut de ales. Ceea ce s-a văzut. Da. Un atac împotriva Rusiei era doar o problemă de timp. Asta spune Washington Post. Este foarte probabil să fie vorba, de fapt, despre Donbass. Ce zice Putin? Ce vrea să spună? Putin să spună așa. Recunoaște că e o tragedie? Noi considerăm că, în momentul de față, Crimea și Luhanscu și Donetscu sunt ale noastre, sunt parte componentă din Rusia. Credem că Ucraina ar fi fost foarte posibil să atace aceste teritorii pe care noi le considerăm a fi ale noastre. Eu așa aș interpreta. Nu văd lucrurile chiar atât de prăpăstioase precum încearcă unele voi să le prezinte. Nu e prima dată când NATO se bate cu Rusia indirect. Am mai avut asemenea două situații. În războiul din Coreea și în războiul din Vietnam. Nu mai spun de războiul din Afganistan, unde și acolo au fost niște intervenții, trupele afgane, vorbesc de războiul rusesc, sovietic din Afganistan, unde trupele afgane au fost sprijinite militar atât cu tehnică de luptă, cât și cu persoane care să îi coordoneze la nivel de pregătire militară. Avem exemplul celebru din războiul din Coreea cu alea avioanelor MiG, unde piloții Coreei de Nord se băteau cu piloții Coreei de Sud, erau de fapt piloți ruși în avioanele Coreei de Nord și piloți americani în avioanele Coreei de Sud, îmbrăcați în uniformele celor două Corei și care se băteau parte în parte, NATO cu Rusia, de maniera cea mai fierbinte cu putință, când mureau, erau trecuți pe răboși ca fiind ai Coreei de Nord, ai Coreei de Sud. Deci nu este prima dată când NATO să alimenteze un asemenea conflict împotriva Rusiei sau a Chinei, pentru că a fost și China la un moment dat, în Vietnam a fost mai degrabă China, dar și acolo Rusia a venit cu armament, cele două mari blocuri despre care se tot discută de atâta timp. Bine, sunt oficiali ruși care susțin că americanii își doresc război. E posibil. Și în rândul americanilor și în rândul rușilor, în ambele tabere sunt voci mai aprinse și care să-și dorească războiul, voci care să zică, bă, ne prefacem că, las-o așa cum a căzut, îi ajutăm cu arme, dar de fapt ce se întâmplă acolo în Ucraina, în mod formal, nu este pe teritoriul NATO. Și atunci e un soi de ipocrizie necesară, specifică războiului rece. Singurul lucru pe care putem să spunem cu adevărat este că războiul rece a fost reluat. Pe o pauză de 20 de ani de zile în care am adormit cu toții, ne-am văzut de internetul nostru, acum a venit realitatea din nou peste noi și avem război rece. Ai citit la un moment dat o chestie, o declarație din cele trei făcute de BBC, din cele trei scenarii. Ce se întâmplă dacă rușii atacă fabrica nu știu care și ies arme chimice? Și aici mă interesează. Moment în care NATO este obligat să intervină. Unde scrie? Unde scrie că dacă apar sunt arme... Sunt declarații în sensul. Sunt declarații. Sunt tot soiul de creiere înfierbântate care să zic, apasă butonul ăla, foaia, dacă face aia, nu știu ce se întâmplă. Armele chimice au fost folosite și în alte războaie și dincolo de declarații, a rămas cam la nivel de declarații. Nu s-a ajuns în asemenea hal încât să înceapă un război explicit cu trupe NATO care explicit să invadeze, să aibă o ofensivă. Eu, pe persoană fizică, cu pregătirea mea de sociolog civil, nu cred că este cazul să se întâmple chestia asta. Cred că și peste un an de zile vom discuta acest război.
La fel cum războiul din Vietnam a durat, cât Dumnezeu a durat, Robert? 3 ani sau 4 ani? 4 ani. Războiul din Coreea, 2 ani. Au trecut abia o lună. Aduți aminte discuțiile pe care... O lună jumate. Discuțiile pe care le aveam acum o lună, când era de vreo 2 săptămâni început, toată lumea se dădea de chinul morții. Vai, cum poate să dureze războiul ăsta atât de mult? Că trebuia să se întâmple, nu știu cum. Lumea e atât de învățată în logica montajului MTV și a jocurilor pe video. E pe scurt. Trebuie să fie scurt. Rapid. Un joc video durează 2 ore. Pac, 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 pac. Am jucat un Doom, am făcut o chestie, mă plictisesc în 2 ore. Am altă treabă. La război e altă logică. Realitatea are altă logică. Chestia asta o să dureze. Foarte bun scenariu lui Mirel. Este foarte bun scenariu spus de Mirel. Așa este, suntem într-un război rece. E clar. Numai că ceea ce contează la ora actuală este războiul dintre Statele Unite și China. Nu din cu Rusia. Rusia nu este. Rusia o să înghețe conflictul din Ucraina în momentul în care a ocupat sudul Ucrainei și inclusiv Odessa și ajunge la curile Dunării. E, dar acolo... despre Odessa se spune că de-abia la anul. Păi, la anul. Da, și spunem, nu asta a spus și Mirel. Nu da. Se termină mâine. E clar. Deci nu e joc video, e război. E război. Așa se va face. La ora actuală, Hersonul, de exemplu, vă dau un exemplu. Hersonul, orașul ocupat de ruși, au pus primar și vor să-l alinieze, să-l alipească la Donbass. Deci la una din statele independente, cum le zic ei, recunoscute de Rusia. E clar că lucrul ăsta se va întâmpla. Și spuneți-le telespectatorilor că Hersonul este la jumătate între granița Crimeei și Odessa. Exact. Și spuneți-le ce se întâmplă cu Ucraina în cazul în care rușii ocupă și Odessa și Ucraina nu mai are deloc ieșire la mare și nu mai are pe unde să-și exporte cerealele, minereurile, toată nebunia. Și va fi dependentă de mărinimia în ghilimele a Poloniei și de mărinimia în ghilimele a României. Noi, dintr-o dată, suntem miezul... Vagoanele alea din portul Constanța. Exact. E o problemă. Mare problemă. Ucraina, una este să-și exporte pe unde vrea ea, cu navele ei, în condițiile ei, alta este să pună pe tren în Polonia până la Gdansk, sau să pună pe tren până la Constanța. General, din punctul nostru de vedere, această declarație a ministrului adjunct al afacerilor externe al Federației Ruse nu ne introduce neapărat într-un scenariu automat de conflict NATO-Rusia? Aduceți-vă aminte de Obama. Obama în Siria, linia roșie cu chimicele, cu gazele chimice folosite de Assad. A spus... Dacă se folosesc gaze, vom interveni. Ce s-a întâmplat? Nu s-a întâmplat nimic. Au venit rușii, au intrat în Siria, au luat gazele, s-au dus cu ele spre Italia, le-au pus pe o navă și le-au topit acolo. Și s-a încheiat discuția. Noi avem un personaj pe care... Războiul ăsta este atipic. Să ne cerem iertare de la telespectatori că războiul din Vietnam, am verificat acum... Mă rog, pe lângă faptul că a durat vreo 20 de ani, ne vorbim de la intervenția americană, a început exact. În 65 și s-a terminat în 73, deci a durat 8 ani de zile. Că ai ajuns să răi americanii. Am zis 7, dar am zis că poate am avut da. Ceva. 8 ani, deci așa. Bun. Da. Ori stricați. Nu, să mai uite copiii la noi și învață prostii. Dar asta zic să... Mai mult decât al doilea război mondial. Exact. Deci, iar pe ansamblu ăsta, al doilea război în Indochina a durat vreo 20 de ani. Da, deci cam așa a durat. De la francezi. Generalii ăștia cum e generalul Crețu sau niște generali NATO care au zis că ar putea să dureze între 5 și 10 ani. Păi asta să nu fie ăsta din ucrainieni. Ucraina e imensă. Noi însă avem... Scuze-mă, cea mai mare bătălie de tancuri din istorie a fost pe teritoriul Ucrainei la Kursk. E un teritoriu care e predispus la așa ceva. Ceea ce spune acum o să supere foarte mulți dintre fanii domnului Zelenski, dar eu trebuie să spun următorul lucru pentru că observ cu nasul jurnalistului, să spunem așa, ce se întâmplă în momentul acesta. Toată lumea a crescut un personaj. Când spun toată lumea, spun de țările occidentale. Au crescut personajul Volodymyr Zelenski. L-au crescut în sensul în care l-au proiectat ca fiind Putin un lider. Un, domne, nu, l-au proiectat ca fiind un lider, un erou, un patriot, un erou. L-au înălțat undeva la un nivel la care nu cred că a mai fost înălțat un astfel de personaj
poate de la generalul de Gaulle. Uh-huh, da? Uh-huh. Cam așa se duce, cam pe acolo este, pe undeva. Deci ca proiecție în lumea occidentală, în acea europeană, cam acolo de este. De construcție de marketing. De construcție de marketing, de cutare, de cutare, de nu știu ce. Adică să aibă și, nu e doar, e îmbrăcat în haină militară, Leo de Gaulle e la invers, dar era politician provenit din haina militară, ăsta este un militar provenit din haina politicianului, să spunem. Dar nu are importanță. Eu spun de nivelul de popularitate de nu știu ce. E, și de aștept. Acest domn astăzi, Volodymyr Zelensky, a ieșit într-un discurs către lumea întreagă, în limba engleză de această dată, wow. în care spune că următoarele ținte ale lui Putin, dacă Occidentul nu-i livrează arme și altfel de chestiuni, da, vor fi România, Belarus și așa mai. Deci Polonia, România și țările baltice. Și țările baltice, scuze-mă. Da, așa. Și în acest moment, lumea occidentală nu poate să spună, nu poate să-l contrazică, domnule. S-a ajuns în situația în care cine îl contrazice astăzi pe Volodymyr Zelensky, ține cu Putin și înregistrează un gap de popularitate la nivel național ceva de speriat. Și atunci niciun lider politic occidental la ora asta n-are curaj să-i spună lui Volodymyr Zelensky: alo, domnul Zelensky, mai ușor, domnule. Hai să încercăm să o rezolvăm, nu să o creștem ca temperatură. Cum o rezolvăm? Asta e întrebarea. Unii din liderii occidentali s-ar putea să aibă chiar interesul. Am ajuns, iertate, l-am considerat pe Claudia, vorba lui Mirel Curea, da, vorbeam cu el la un moment dat și gândiți-i de-o dreptate. Dumne, faptul că Iohannis până la această oră, să ne ierte CNR-ul, n-a căzut în fund de admirație în fața lui Volodymyr Zelensky și nu s-a repezit așa ca Boris în zid, ca Boris Johnson, să o ia drumul Kievului, da? Cum văd că se repede acum într-un elan din ăsta, ca la Meca, genul Câțu și cu Ciolacul, care nu știu cum să urce mai repede într-o mașină să ajungă la Kiev, da? Așa? Dom'le, încep să apreciez genul ăsta de cumpătare din partea lui Iohannis pe felia asta. Stai, domne, ușor. Cam început tot să se ducă, să ducă acolo, Zelensky să crede în acest moment buricul planetei. Îi ceartă pe nemții de parcă ar fi. Dom'le, l-a respins vizita președintelui Germaniei. Ziariștii sunt amuțiți toți, influencerii, cine scrie de rău la ora asta de Zelensky sau îndrăzește, nu de rău, să-l tragă de ureche, să zică domnul Zelensky. Primește direct ruble. O mai și greșește. Domne, ce vorbe, bă, domne, stai că ăsta nu e Iisus Hristos, domn. Hai să încercăm să vedem realitatea în care ne aflăm. Ne aflăm într-un război la care deocamdată noi ceilalți suntem pe margine. Nu suntem beligeranți. Ajutăm oamenii în nevoie, refugiați, așa mai departe. Femei, da? Copii. Cu femei, copii. Dar da? Nu ne dorim război. Băi, eu vreau să-i văd că își rezolvă această problemă. Cineva trebuie să aibă curajul și aștept să văd acel lider occidental care va avea curajul. Nu mă refer la Biden. Biden, săracul, nu știe pe ce lume. Nici Macron, da? Că între turul și tu doi. Poate, date atenție. Macron poate după turul 2. Biden a început să fie mai articulat în ultimul timp. Acum nu știu ce îi se întâmplă înainte să țină discursurile. Trebuie să așteptăm, cum să spun, mă rog, să treacă foarte rapid aceste două săptămâni, da? Să vedem un Macron care poate își revine, poate scăpa Apropo de știi ce se întâmplă, scuză-mă? Da. După alegerile prezidențiale, urmează la ei alegerile generale, că trebuie să-i dea președintelui o majoritate. Da. Și în condițiile astea, da? Altă nebunie. Tot nu prea poate să vorbească. Apropo de Macron, e o chestie foarte tare. Da. În Ucraina s-a schimbat un pic jargonul, au apărut noi elemente de-astea specifice de războiului în discuțiile dintre cetățenii obișnuiți, a apărut termenul a macrona. Uh-huh. Adică gen macronăm și noi ceva. Ce ar însemna asta? Genul te prefaci că-ți pasă, că te implici, dar de fapt nu faci nimic. Mermelim și noi ceva? Mermelim, gen, macronăm ceva și noi... Asta trebuie să folosim și noi. Păi Zelensky e foarte supărat în chestia asta. Bun, dar eu revin la ideea mea. Până la urmă, Putin e cel care a furnizat Occidentului, Putin e cel care a furnizat Occidentului un personaj modern, un erou modern. Până la urmă, dacă nu intervenea, Zelensky rămânea în perimetrul unei dintre cele mai corupte țări din lume, că așa era pe Transparency International. Da. Anul trecut era a treia țară cea mai coruptă din lume, Ucraina. Dar este colajul ăla de știri genial.
din presa occidentală din ultimul an înainte să înceapă războiul, erau nu știu câte zeci de titluri puse unul lângă altul, în care Ucraina era vai de mama ei. Nu, din punct de vedere al corupției, pe transferi și pe toate astea, pe toate site-urile de profil și analizele de profil, era foarte rău din punct de vedere al corupției. Acum însă și-a apărat țara, este foarte agresiv pe zona asta, discursurile sunt agresive. Faptul că respinge și permite să respingă președintele Germaniei este strict. Dar nu numai atât, o problemă pentru Germania. Ăla, săracu, a luat basca în mână și și-o freca între palme. În emergicia mea, ca un putin. Și-a cerut scuze, Steinmeier. Și-a cerut scuze. Dacă a venit Schulz acum să încerce să dragă. Deci așa ceva, adică nu era un tiriplic, da? Și-a scos basca exact ca tractoristul ăla prins, l-a furat cu doi saci de porumb în spate și a început să zică, iertați-mă, am greșit, nu mai fac așa ceva în viața vieților mele. Bă, ce lume ne aflăm, mă? Unde-s, mă, bărbații ăia politici care să-i spună, repet, stai, bă, băiatule, bă, puțin, bă, că sunt totuși președintele unei țări numită Germania. N-am eu a zis, am greșit. Da. Nu, a zis, am greșit. Îți traduc eu. Domn Semacan, nu trage sânchiul lăscărică. Adeziunea mea față de Nord Stream 2 a fost clar o greșeală. Ia uzi. Ne agățam de poduri, ne agățam de poduri în care Rusia nu mai credea și împotriva cărora partenerii noștri ne-au avertizat. Deci, practic, am fost un dobitoc. În nemernicia mea ca un câine turban. Categoria am fost un dobitoc, exact. Categoria am fost un dobitoc. Asta a spus președintele Germaniei, domnul Steinmeier. Dar de ce acuzat de relații am fost un dobitoc și ea de lângă mine au fost niște corupți, bă, că s-au bucurat la rubla. Vreți să vă dau o informație foarte tare legată de Germania și de nivelul colaborării economice dintre Germania și Rusia? Germania nu e condusă de președintele simbolic, este, fiți atenți, este o analiză Standard & Poor's, adică aparține un economist de la agenția 15 ani de zile Germania a făcut afaceri cu Rusia prin intermediul lui Merkel. Nu a președintelui. Hai că găsesc, că nu vreau să fac vreo afirmație nesusținută, ba, asta cu macronăm ceva e tare. O găsesc imediat, da? Și fiți atenți, o ruptură comercială între Rusia și Germania ar putea declanșa un șoc financiar în întreaga lume, avertizează economistul șef al Standard & Poor's. Comerțul dintre cele două țări a crescut semnificativ în 2021, comparativ cu anul anterior, cu 34,1%. Până la 60 de miliarde de euro, potrivit Oficiului Federal de Statistică al Germaniei. Comparăm cu groapa din perioada COVID-ului. Știi care este? Dacă se întâmplă o ruptură între Rusia și Germania în acest moment, șocul financiar ar afecta global. Ironia fabuloasă. Toată lumea în momentul de față laudă cu entuziasm fabuloasa frază ucraineană Idina Hui, care nu putem să o tracem în română, că CNA-ul e nasol. Dar cine știe despre ce e vorba, înțelege. Partea interesantă este că încetul cu încetul, din ce în ce mai mulți încep să-și dea seama că Putin le zice nemților Idina Hui. Putin le zice nemților, începem cu de-astea? Uite ce se întâmplă când nu vă mai dăm gaz și când dăm gaz și petrol și palatul și toate celelalte în partea elaltă. Adică a reușit să bage calul troianului în Europa, asta spui. Și că Germania e un fel de cal troian al Uniunii Europene acum? Toată lumea se chinuie. Și se pregătește Franța? Toată lumea se străduie să definească Ungaria, să o demonizeze pe Ungaria ca fiind calul troian al Rusiei în Europa. Și nimeni nu vrea să vadă elefantul din magazinul cu porțelan. Faptul că Germania de 15 ani de zile a făcut business cu Rusia și vine acum și zice nu ne putem permite să întrerupem comerțul cu energie și cu gaz. Și Standard & Poor's ne spune că dacă se întâmplă lucrul ăsta și Rusia și Germania își întrerup colaborările, va fi un șoc financiar global. Da, mai mare decât în perioada COVID. Deci este foarte tare, foarte grav ce am aflat. Așa e la război. Da, pe aceeași linie, mai dau un exemplu și aici domnul general poate să intervină pentru că tot zice de China și de Statele Unite care se confruntă de fapt. Deci dacă schimburile comerciale dintre Germania și Rusia anul trecut au crescut cu 34%, prieteni. Față de groapa din perioada COVID. Ok, față de groapa din perioada COVID. Schimburile comerciale dintre China și Rusia au crescut în acest an, în primul trimestru, cu 28%. Da. Deci, un oficial chinez, Li Kuiwen, a declarat asta astăzi, da? Astăzi a declarat acest lucru și știrea a apărut pe Reuters. Suntem... Domnul Mădălin. Da. Apropo de ce ați vorbit de nemți, am să vă dau, mă rog, o chestie de cancan, ca să zic așa, ce-ai cu Volodia. Volodia fiind Putin. Până acum, până anul ăsta,
când a început criza ucraineană, în fiecare martie, cei mai importanți lideri germani din industrie se întâlneau cu Putin la Moscova la un ceai. Da. În fiecare martie. Găseai pe șeful de la Volkswagen, pe șeful de la Metro și treceau în revistă toate afacerile pe care le aveau în Rusia. Păi asta este, despre asta e vorba. E, din cauza asta, Steinmeier a fost în prima linie. El, ca ministru de externe, ministru, a avut relația cu Rusia la alte, la alt nivel. E normal ca Zelenski să-i spună, păi nu te supăra, nu veni, că tu ai creat o relație foarte puternică între Rusia și Germania. Scholz n-are nicio treabă. Scholz a venit acum. Scholz nu face parte. El a fost ministru de finanțe în cabinetul Merkel, în ultima perioadă. Deci el vine dintr-o altă zonă, nu vine din zona în care a venit Steinmeier ca ministru de externe, care, într-adevăr, i-a afectat inclusiv pe ucrainieni. Și atunci este clar că există această reticență în a-l primi. Iar cât privește această călătorie tip Meca la Kiev, este clar că există diverse interese. Noi nu știm, noi vedem fața care ne-o prezintă presa. Că se întâlnesc, că stau la masă, că discută. Nu știm efectiv ceea ce se discută, pentru că acolo se discută alte lucruri. Fiecare... Ce ar putea să se discute, domnul general? Că m-ați făcut curios. Armament. Boris, de exemplu. Armament. Da. Deci, vă dau un exemplu. Țările care au fost cele mai revoluționare în toată această criză au fost Balticele și Polonia. Într-adevăr, România a fost echilibrată și foarte bine, ai spus, Robert, președintele Iohannis a avut o chestie extrem de echilibrată. Da. Și o atitudine extrem, mai ales s-a dus Moldova, a stat de vorbă de Moldova. Corect, asta și trebuie să stăm. De Moldova de vorbă, nu de... Pe noi asta ne interesează, să aducem Moldova în Uniunea Europeană. Este clar, nu să ne unim cu Moldova, dar să aducem Moldova în Uniunea Europeană. Ar fi cam același lucru. Păi, exact, exact, dar e altă formă de uniune. Exact. Mai smart, mai inteligentă un pic. Corect. Iată totuși ce a vrut să discute ăsta al Austriei cu Putin. Domnule, care a fost misiunea? Haideți să vă spun ceva. Cancelarul Austriei. Băieții ăștia de la Viena nu au acces la ședințele de inteligență care au în Occident. Pentru că sunt considerați ca foarte bun prieten cu PSB-ul. Apropo de rețeaua de spionaj KGB-istă din Austria, de care am discutat la un moment dat într-o ediție. El s-a dus să-și rezolve problemele lui ale Austriei, pentru că Raiffeisen-ul, de exemplu, nu știu dacă am voie să spun, Zice. Da, până la urmă e o chestie de informare, știre. A trecut în jur de 6 miliarde sau 3 la 6 miliarde în Rusia. Enorm de mult, este singura bancă. Au mai pierdut francezii de la Societe General și au mai pierdut italienii bani foarte mulți în Rusia. Deci e clar că sunt alte interese, nu sunt interesele comune. Asta că s-a certat el cu Putin, astea sunt povești. Nu e, n-avem ce să... Eu nu cred în povești, eu sincer nu cred în așa ceva. Eu știu, Austria e placa turnantă la ora actuală, statutul ei, ea este singura țară care are statut de neutralitate pe acord semnat după cel de-al doilea război mondial între garanții statele occidentale și Rusia. Deci ea este pe acord scris de neutralitate. Bun, dar n-a avut nicio misiune de la prietenii occidentali sau nu a avut încredere? Nu a plecat fără să spună nimănui. N-a vorbit cu nimeni. Oricum, când s-a întors de acolo, a venit cu păreri de-astea proaste despre Putin. Deci el s-a dus fără să spună la Uniunea Europeană. Deci n-a avut o discuție cu... Putin va spori brutalitatea războiului. Asta a zis că, de fapt, e pesimist în privința perspectivelor păcii. S-a dus până acolo, a cerut ceva, n-a primit și s-a întors bombănind. S-a întors bombănind, exact. Perfect, uite, perfect. Ce înseamnă să fii sociolog? E clar, spui corect. Eu sunt militar, o bâlbâi. N-am... Bun, deci s-a dus de capul lui, asta ziceți dumneavoastră. Interesant. Și n-a obținut, s-a întors bombănind. Urmează mare confruntare pe care
NATO o subliniază din ce în ce mai tare. Am avut analiști care susțineau că miza e atât de mare, încât dacă Ucraina învinge și ar putea să facă asta pentru că are efective militare superioare, să zicem, rușilor și își poate alege locul în care poate să atace sau să se desfășoare o bătălie, Rusia ar putea ieși din istorie pentru vreo 30-50 de ani. Putin, clar, va fi out. În schimb, dacă Rusia va câștiga această bătălie, Putin va bate cu pumnul în masă și va reveni forță în negocierile cu partenerii occidentali. Apropo de ce spuneți, o singură chestiune. Saddam a murit la 69 de ani. Putin are 69. 69. Gaddafi la 69. Putin are 69. Să sperăm că mergem înainte. Pe linia asta, cel mai important, cita istorie. Cel mai important lucru care s-a întâmplat astăzi și despre care s-a discutat mai puțin, a fost declarația unui oficial american care a tras de urechi China, amenințând-o cu sancțiuni economice în cazul în care continuă să ajute Rusia. Și în cazul în care... Chinezii au reacționat ieri. Și chinezii au reacționat. Dacă se mai întâmplă, asta e gros. Ei, ăsta deja este un semn al faptului că, deși americanii au făcut presiuni deosebite la adresa chinezilor să-i convingă pentru neutralitate și eventual să aibă niște puncte de vedere diplomatice în ONU de condamnare. Bă, neutralitatea nu mi se pare, dacă schimburile comerciale au crescut cu aproape 30% între Rusia și China, asta arată o formă de solidaritate. Care este deja declarată de mai mult. E declarată. Repet, este și chestia cu COVID-ul. Okay. Trebuie să ne uităm pe termen mai lung. Dar senzația este că din ce în ce mai mult contează felul în care China se încăpățânează să țină partea Rusiei. Aduce aminte ce discutam săptămâna trecută despre afirmațiile lui George Friedman, că avem cumva o repetiție în oglindă a ceea ce s-a întâmplat în anii 50 cu războiul din Coreea. Atunci Rusia era principala putere și militară și economică, China era partenerul junior. Acum s-au schimbat rolurile. În momentul de față, China este mult mai puternică economic, militar, mai stăm de vorbă, probabil Rusia este mai puternică, numai că nu are focoasele nucleare ale Rusiei. Despre asta este vorba. Și războiul, în loc să fie în Coreea, în marginea Asiei, lângă partenerul junior, în momentul de față, războiul de proximitate, războiul din afara, dintr-un teritoriu ghilimele neutru, este în marginea partenerului junior de acum al Rusiei. Și contează foarte mult felul în care Rusia se așteaptă să fie sprijinită atât economic, liniuță financiar, cât și cu resurse, preponderent resurse materiale, nu neapărat militare, de către partenerul dacă major. Dacă e adevărat ce a spus domnul general, adică informația poate fi cu greu verificată acum, dar se poate fi confirmată zilele următoare. Dacă această informație, potrivit căreia chinezii furnizează deja echipament militar Rusiei pe calea ferată, practic asta ce înseamnă? Înseamnă că Rusia nu mai are puterea economică pe vremuri și că a mai ajuns la fundul sacului, Robert, și cere de la alții. Dom'le, vreau să vorbesc puțin despre chestiunea asta legată de China. Noi nu, în China se întâmplă lucruri pe care noi nu le înțelegem în momentul de față, inclusiv în relația asta cu Rusia. Da. Câtă vreme, fac o paranteză dacă îmi permiți, asistăm la acest experiment, că nu știu cum se numesc altfel, care se întâmplă în Shanghai și o lume întreagă nu vorbește de milioane, despre el. 20 de milioane de oameni. Bă, oameni buni, iertați-mă, eu sunt șocat. Înfrânați-vă pornirea pentru libertate. Eu am sentimentul că am intrat într-o distopie așa din asta și mai urlă, ar trebui să mai urle câte unul. Singura focusare a noastră în momentul de față este relația Chinei cu Rusia. Dar relația Chinei cu proprii ei cetățeni acolo în Shanghai nu discută nimeni în momentul de față? Eu înțeleg. Iartă, mă închid paranteza. Da. Am vrut doar să pun această problemă pic, pentru o să, că... O să preiau cumva mai spre finalul emisiunii când am anunțat că vom discuta câteva teze ale Forumului Economic Mondial. S-a numit Guvernul Mondial. Așa s-a numit ultima întâlnire a Forumului Economic Mondial, care a avut loc în Dubai. Și înainte de acest guvern mondial a apărut un raport pe 46 de pagini al forumului în care se vorbește de acest punctaj social, de credit social, care ar trebui aplicat în restul lumii. Deci preluată ideea chinezească și va trebui aplicată tehnologia potrivit viziunii domnului Schwab, patronul Forumului Economic Mondial și în mediul occidental. Tehnologia facilitează dictatura. Eu vreau să
punctez, hai să, dacă sunt de acord un picuț, că la strategie militară nu știu ce să mai spun, adică în momentul ăsta. Să spun că armele pe care le livrează China Rusiei la un moment dat sunt convins contra cost sau contra unor acum, adică nu cred că în momentul de față chinezii fac vreun cadou. Să ne înțelegem foarte bine. Davai tank, davai gaz. Bineînțeles. E pe resurse, da? China are o nevoie cumplită în momentul de față de materie primă, de toate, și Rusia poate să livreze în continuare. Deci sunt niște lucruri acolo. Nu poți, lumea merge, se mișcă în acest moment. Dar eu vreau să pun și următoarea problemă despre care văd că iarăși nu se discută. Dom'le, înțeleg, e vorba despre... cum să spunem, modificarea geopolitică a lumii. Dar, măi, fraților, în același timp, începem să trăim din ce în ce mai prost. Când spun începem, nu eu, tu și cu Mirela aici de față, lumea întreagă. Începe să piardă, să pierd bani în fiecare zi. Să am ajuns cu o inflație incredibilă. Peste 10% în România. În România n-a mai fost de 19 ani inflația la 10%. Și Rusia. Acum 19 ani a mai fost un puseu inflaționist de 10%. Da? Adică, oameni buni, ne întoarcem într-o... Ce se întâmplă? Din 2004. În momentul ăsta, eu nu văd, în afară de discuția asta despre Ucraina, băi, eu n-am văzut niște întruniri din astea de urgență ale lumii occidentale în legătură cu starea economică a noastră, a țărilor, din Europa măcar. Da? Pentru că materii prime nu... Pentru că prețuri din ce în ce mai mari, pentru că proiecte de infrastructură mari în toate țările lumii blocate pentru că materiile prime s-au dus cu prețurile la cer și că nu mai sunt sustenabile în acest moment investițiile care trebuie făcute în astfel de lucrări. Sunt nu mai zile pot fi în susținute. Care se negociază pe ore. Exact. În momentul în care achiziționezi materiale, au un preț la prânz, un preț da, banează, domne, un preț sear. Cupru, spre exemplu, da, să vinde la asta. S-a ajuns, vă spun, vorbeam înainte de emisiune, au crescut cu 30% în acest moment bunurile de largă consum. Adică un frigider care costa 1000 de lei, costă acum 1300 de lei. Din cauza războiului? Da, sau din cauza altor interese? Aici iarăși o discuție. Am o mare nedumerire. Războiul ăsta a început de 46 de zile, 49, o lună jumătate. Bă, oameni buni, facturile mele la gaz și la curent au crescut de vreo 3 luni jumate. Da? Deci erau înainte de izbucnirea acestui ultimul război. An cu 40 și vreo... Spuneți-mi și mie, înainte de război, când a izbucnit criza energetică și au crescut facturile la gaz și la curent, au crescut în cauza lui Putin? Era vreun război, s-a întâmplat ceva? Sau era o nebunie în întreaga lume care trăiește pe credit la niște scoruri de nu se poate, în așa fel încât o țară precum Sri Lanka, da, a intrat în momentul de față în default. Adică a zis, bă, n-am cu ce să vă plătesc datoria pe care o am de vreo 53 de miliarde de dolari. Ca moromete. Și n-am, bă, exact, bravo. N-am. Exact ca moromete, n-am. România în fiecare zi cu care trece... Trăiește nu că pe datorie, ca să înțelegem în ce situație suntem. Noi nu mai putem plăti pensii și salarii în sectorul public în momentul de față dacă nu ne îndatorăm. Deci suntem până în gât. În așa fel încât statul român, ca multe alte state din lume, a trecut la jefuirea propriilor populații. Pentru că eu trebuie să o spun foarte clar, că prin inflație și prin majorarea prețurilor la combustibili și carburanți, principalul câștigător net care și-a dublat, triplat veniturile, este statul român, bugetul de stat. Punct. Care în felul... Atât! Să ne înțelegem, da? Deci, TVA-ul prin vânzările astea a crescut, în felul ăsta în casările de pe TVA sau ar trebui, dacă ar fi în stare, să le colectez, dar nu mai contează aia. Inflația, cum spuneam, da? Așa, la combustibil le colectează. Da, la combustibil, da, le colectează. Că de-aia și exact. S-au dus acolo. Capacitățile de producție de energie sunt ale statului român, când vorbim despre asta, și atunci, spun din nou, pentru că nu mai au bani și pentru că sectorul public înghite în state nereformate, dar și în alea reformate, că și Germania are o problemă teribilă cu sistemul de pensii, și Franța are o problemă. Franța, în campania asta electorală, că noi nu ne uităm decât la candidați, așa, disputele între candidați au fost pe pensii. Știți că la francez sistemul de pensii speciale și amețeala cu pensiile e mai nenorocit decât în România? Adică și deci ei o criză de sistem. Au categorii de pensionari de nu știu ce. Și atunci eu vă întreb ca să închei. Iertați-mi indignarea, dar
Bă, m-am săturat, toată ziua vorbesc de Zelenski și mi-a început să-mi crească factura în fiecare săptămână de mers la supermarket. Cu 150 de plăteam 350 de lei pe săptămână la supermarket. Acum plătești 500. Bă, dar de mine eu n-am voie să mă plâng. Să plâng și eu puțin pe umărul vostru, al celor care ne privesc, să spun, bă, începem să o ducem prost. Când toate chestiile sunt blocate, mă rog, în jur. Mă rog, cu mintele Kelemen Honor, cel care nu prea face declarații spectaculoase, s-a apucat să ne anunțe că spre finalul verii urmează... Din ce în ce mai groasă. Partea groasă urmează apar consecințele grave ale crizei economice. E clar că se întâmplă lucruri. Domnule general, continuăm după pauză cu o situație... Deci Biden acuză Rusia de genocid. Blinken se apucă să vorbească despre posibilitatea ca în Mariupol rușii să fi folosit agenți chimici combinați cu gaze, nu știu ce vă spun despre ce, probabil că știți despre ce este vorba, iar Rusia mută rachete, deci apar rachete rusești lângă finlandești, dacă îmi permiteți, lângă Finlanda. Și poate comentăm și aceste episoade. Avem însă și alte subiecte importante, de exemplu, cel supranumit Rasputinul lui Putin, sună interesant, Rasputin, a fost, se pare, arestat. Informația acum este confirmată din alte surse, considerat an de zile eminența cenușia Kremlinului. Acest Surkov, Vladislav Surkov, se pare că ar fi fost arestat, ceea ce ar trebui coroborat cu alte informații, potrivit cărora Putin ar fi pus pe dreapta niște băieți din serviciile, inclusiv într-un serviciu pe care l-a creat el când era șeful FSB, și mulți alții. Ce înseamnă asta? Hai să traducem, să decodificăm ce înseamnă aceste mutări ale lui Vladimir Putin. Însă după o scurtă pauză de publicitate, rămâneți cu noi.